Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un unboxing și un prim contact cu un telefon mult așteptat care tocmai ce a fost lansat. Mamă, mi-a ieșit 3 rime fără să le pregătesc. Suntem în direct în momentul acesta. Sper că se vede și se aude bine, pentru că Radu încă mai trece prin fața camerei. Tot ok, vă rog? Se și aude bine. Se auze înainte sau? Da. Ok. Confirmați-mi, vă rog, la comentarii că ne auzim și ne vedem bine, pentru că eu sunt gata să folosesc shuriken-ul pe această cutiuță care abia ce a sosit la noi. În 2020, așa se fac lansările, vin cutii pe curieri care gâfâie până la poartă, încercând să țină pasul cu lansările internaționale. Și te vedem în sfârșit. Salut, Elvis! Salut, Andrei Marian Popov! Salut, Vasile Burlacu! Salut, Răzvan Cristian! Salut, Denis Gamer! Salut, domnul Lup Maier, care a devenit membru în seara asta. Ia să vedem pe cine mai salutăm aici. Aș vrea să salut cât mai mulți membri, foarte, foarte repede, până când îmi confirmați că ne auzim și ne vedem. Salut, salut, salut Antoni Matiș, salut Love Only GC, salut Lucian One, salut Adi Bănică, salut, 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 salut tuturor. Mă salut și pe mine, care am scris acum 5 minute că o să încep în 5 minute. Salut, ne vedem, ne auzim, totul bine? Faceți-mi așa un dege de ok, de thumbs up, de e perfect, salutare. Bine, Valentina Lionte. Salut, Andrei Finding. Salutare tuturor. O să luăm și câteva întrebări directe de la voi, să ne spuneți exact ce vreți să aflați despre device, dar rețineți că astăzi facem doar unboxing și un prim contact cu un device nou lansat pe care încă nu am pus mâna, într-o cutie care, vă spuneam, abia veni și scrie aici așa, a venit acum cu un curier foarte, foarte grăbit. Așadar, e momentul acela când vom scoate din cutie noul OnePlus 8T într-o variantă de media kit, pentru că ce vedeți aici nu așa va veni la raft, este varianta pe care OnePlus o pregătește pentru cei care fac review-uri și mă bucur că și OnePlus tratează canalele din România cu un minim respect așa, astfel încât să avem acces la lansări. Deja de vreo 2-3 ani avem acces la device-uri în momentul lansării de la OnePlus, lucru care m-aș bucura să întâmple și cu Sony. Am aici de Sony în ultima vreme, nu? LG. Hai să ne apucăm de treabă. Ce avem noi aici? Media kit-ul. Ultra Stops at Nothing. OnePlus 8T Media Kit. Hai să-l și scoatem frumos din cutie. Sper să nu fac vreo prostie. Ok. Cam așa arată pachetul. Cred că v-ați să-l glisesc cumva așa. Ce frumos se vede. Te descurci foarte bine la cameră, Radu. Guru este pe șarf în seara asta. Este ultra șarf. Da, cred că l-am scos corect. Și sper că nu greșesc dacă fac așa. Se deschide. Ia să mă prind eu. Da, gata, m-am prins. Ești pregătit? Cred că se deschide ceva de genul ăsta, așa. Ok, dar să fac invers. Îmi aduc aminte de la ultimele cutii care semănau cu genul ăsta de desfacere. Da. Este într-adevăr. OnePlus în continuare livrează una dintre cele mai faine experiențe de unboxing. Încă o dată, pentru cei care au ratat, să dăm reluare ca la fotbal. Hello! Salutare comunitate, așadar, așa arată cutia de media kit, da? Nu vă bucurați prea tare că nu o să se livreze așa toate și mai bine să fie așa, că cutiile astea sunt destul de mari, destul de greoaie și ar scumpi foarte tare telefoanele. Ce avem noi aici? Avem un mesaj de la CEO cel mai probabil, am un reviewer's guide cu foarte multe specificații care au scăpat deja multe dintre ele pe internet. Dacă vă pasionează chestia asta, vi le dau. Dacă e cineva interesat de ele, spuneți-mi la comentarii că vi le putem oferi. De obicei mai scapă câte o chestie. Am mai primit bucăți de carbon de pe la mașini, de la McLaren, chestii genul ăsta. OnePlus are atenție deosebită la detalii. În cutie avem telefonul așa cum se va vinde. Practic atunci când o să ții un 8T ar să vină cam așa. Cam așa ar trebui să vină. Ce a mai venit în plus în pachetul de review? Două bumper case-uri și, da, preferata mea, această husă turcoaz, care se numește, este un special case, premium protection, bla bla bla, se numește Sandstone Bumper Case. Dacă intri pe OnePlus.com și îți comanzi,
Se numește Sandstone Bumper Case, culoare cian, și acesta este un cyborg cian, adică cyan. Adică e vorba despre mine? Îmi place chestia asta, cred că o să o folosesc. Hai să te întâlnim astea deoparte. Și să ne apucăm de telefon. Acesta este telefonul OnePlus 8T. Și varianta care am la mine este un OnePlus 8T, varianta de 12 GB de RAM, în culoarea aquamarine green, pentru că din câte am mai văzut noi, mai există un lunar grey, o chestie genul ăsta, sunt două variante de culoare pe 8T. Pentru cei care știu deja ecosistemul OnePlus, practic avem deja lansat un OnePlus 8 și 8 Pro și 8T ar să fie o îmbunătățire a lui 8. Dar în același timp nu se concurează neapărat cu Pro-ul, care are niște chestii în plus. Deci 8 Pro-ul rămâne în continuare vârful de gamă, 8T-ul rămâne optimizarea lui 8. Cu 3 modele deja în piață, plus Nord, plus modelele anterioare, care toate merg foarte bine de pe la OnePlus 6 încoace, OnePlus are în momentul ăsta mai multe telefoane decât pot eu ține minte. Da, să ne apucăm de unboxing, pentru că voi asta vreți să vedeți. Cu ce? Înseamnă că nu trebuie shuriken pentru asta, fii atent. Iarăși, atenție la detalii, ce înseamnă? Mi-ar plăcea ca după pandemie să chemăm câte un membru care să tragă de țiplă pentru noi. Știi cum are Above and Beyond Push the Button? Să avem un membru care să tragă țipla. Chestia asta se numește carton cretat de cea mai bună calitate. În continuare. Cutii frumoase, da? O experiență foarte faină de unboxing. Și mai ales că se întâmplă în direct, mă bucură foarte tare chestia asta. Se scurge foarte încet, dar nu vreau să-l forțez. E un pic de asâmără. Aveai emoții sau ce? Ți-a tremurat mâna? Încercați să scoți mai repede, ok. Ce avem noi în cutie? Așadar, primul lucru. M-aș să mai fie un bumper case, pentru că știu că cei de la OnePlus sunt foarte atenți cu lucrurile astea. Cred că în momentul ăsta cutia asta este de vreo 4 mai mare decât cea de iPhone. Invitation letter, quick start guide, safety information și stickere, mă. Băi, am stickere cu Never Settle, pe dos, cu T8, cu tot ce trebuie. Foarte tare. Oare să-mi pun așa ceva pe mașină? Pe spate, sau și mă gândesc. Avem telefonul aici în țiplă, o să ne jucăm cu el imediat. E compact, să știi, îmi place. Ok, și ce avem de desubt? Exact cum v-am zis, un clear bumper case cu acest watermark cu Never Settle, foarte frumii. Mare atenție, husă pe telefon din prima zi. Știți asta, da? Dacă vă comandați telefonul de pe net, de pe site-ul lor, sau de oriunde luați, luați-l cu husă din prima. Cablu de încărcare, deja ușor de recunoscut, unul dintre cele mai frumoase cabluri din industrie, dar în sfârșit este USB-C la USB-C, pentru că, țineți-vă bine, avem prima mare inovație, este acest Warp Charge de 65 de W. E moment de piele de găină pentru mine, de ce? Pentru că ăsta este un încărcător universal. Noi mai avem pe aici încărcătoare Warp Charge de pe la OnePlus, avem colegi care folosesc OnePlus-uri, dar ăsta scoate USB-C și poate livra 65 W pe Warp Charge, adică 10 V cu 6,5 A, pentru device-uri compatibile cum este 8T-ul, ca să-l încarce în 38 de minute până la 100%, dacă știi un pic de fizică, știi deja cam de cât e bateria, dar poate încărca și laptopuri sau alte device-uri cu până la 45 W. Așadar, cu chestia asta îți poți încărca și telefonul OnePlus cu 65 W sau cu 45 W ultrabook-ul, tableta sau orice alt device care își poate băga mufa aici. Orice alt device. În sens invers, 8T-ul se va putea încărca rapid cu alte încărcătoare neoriginale cu până la 27 W, ceva de felul ăsta, care iarăși este foarte bine. Așadar, încărcător rapid în cutie, o valoare de vreo 40 și ceva de euro din start, direct în cutia produsului, plus bumper case-ul încă vreo 20. Deja, atenție la detalii, tipică OnePlus pentru clienți, nu doar valoarea telefonului, care însă nu mă aștept să mai fie, să se mai bată, să fie un budget warrior, așa cum a fost OnePlus Nord. Dau deoparte deocamdată chargerul. Altceva nu mai am în cutie. De aici înainte ne putem ocupa
de telefon. Dennis Gamer, George, la asta nu mai, mai zic să pui tu un încărcător. Dar de unde știi că îl dau? De unde? Pe ăsta nu-l dau încă. Stai puțin, să-i facem și noi un review, să-i facem un pic de anduranță. Dacă dăm telefon înainte să le testăm, așa, pro tip, din nou, când vă luați telefoane, de să trageți neapărat de țiplă, faceți așa. Pac. Și din cutie se naște OnePlus 8T. Cam așa, îl pun eu să se bucure mai frumos de lumină. Ce, mă, chestia este? Ce zicem noi astea jos, mă? Da, e o culoare familiară pe care am văzut-o, evident, prima oară, pe, vă spuneam, pe Nord. Acest sandstone, acest cian, care deja începe să devină foarte familiar, cu o ramă din aluminiu care dă un pic în verzui, ceva superb. Așa arată OnePlus 8T. Și hai să vă zic repede specificațiile la capitolul cifre seci, dar care pentru mine, după cum știți, sunt importante. Avem un telefon de 188 de grame, care este gros de, țineți-vă bine, dacă specificații sunt corecte, 8,4 mm. Este la limita unui device ergonomic, dar este suficient de îngust. Practic, pe lățime are 74 de mm. Practic, e un telefon care va putea fi folosit fără probleme cu o singură mână. Vedeți cum călătorește degetul meu dintr-un capăt în altul și într-o mână mică va fi bun. Difuzorul îl văd aici în cant, în partea de sus. Camerele împinse la maxim, 4 camere împinse aici în colțul ăsta. Cu o cameră de 48 de megapixel cu stabilizare optică, 26 mm. Ceva foarte interesant aici. Sticlă. Avem sticlă Corning Gorilla Glass, mi se pare că, nu știu exact de care, dar nu vreau să greșesc, s-ar putea să, nu se spune exact, dar asta este pe spate, nu am mai mers pe sticlă mată, este lucios, este glossy, oricum o să-l pui în case, în bumper și nu o să mai conteze. Sticla este ușor curbată pe spate, dar pe față curbura este minimă, adică este spre deloc, aproape că nu se vede. Sticla este relativ plată. Ne așteptăm ca pe tot line-up-ul, evident, ecranul acesta să fie cu 120 de Hz, dar despre asta ne vom putea convinge după ce îl pornim. Ca să-l pornim, pe stânga butoane de volum, pe dreapta buton de standby și acest buton pentru comutarea între modurile de sunet, care îți devine foarte familiar în momentul în care folosești mai des un OnePlus, microfon aici, conectorul USB-C, sertarul pentru SIM-uri, nu avem slot de card microSD, dar avem 256 GB de stocare UFS 3.1, adică aia rapidă, ca un SSD, și difuzorul. Îl pornim cam pe acum. A vibrat discret. Și iarăși o chestie care am observat-o prima dată pe seria OnePlus 8. Vibratorul din interior este de cea mai bună calitate. Este discret. Se face, pâc, pâc, face foarte discret. Vibratoarele mai ieftine fac o vibrație mai lungă, se face o vibrație scurtă și îl simți. Dar nu are wireless charging. O să verificăm lucrul ăsta pentru că avem wireless charger rapid cu Warp Charge. Sunt tare curios dacă ai dreptate, Andrei Marian Popov. Seamănă cu P-Smart 2021? Seamănă? Ți se pare că seamănă? Seamănă cu Fan Edition, cu S20 Fan Edition și seamănă cu Oppo Reno 4 Pro 5G. Mamă, ce de litere am zis. Așa, hai, în momentul acesta trebuie să mă loghez rapid în el. O să-l pun pe engleză, agree, să mă leg la o rețea de telefonie, pentru că este un device cu 5G, sper să prindă, să avem 5G, să facem și un test de viteză în direct. Practic ducem lucrurile astea super next level, adică serios acum, mai spuneți-mi voi un reviewer care are curajul să facă unboxing și astfel de teste în direct. Cine mai riscă să scape parolele și chestii personale pe YouTube în direct? There is no going back after this, ca atunci când am înjurat. Connect to mobile network. Așteptăm să se conecteze. Acum se conectează la rețea. Să mă conectez la Wi-Fi-ul de aici, pe 5 GHz. Ia să pun parola secretă. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1... M-am oprit la 54, nu? Tu până la 54 ai pus parola astăzi. 64, 54. Ok. Deja a luat Wi-Fi-ul și s-a conectat și prin Voice over LTE.
Copy absent data, mă întreabă dacă vreau să copiez date de pe alt device, o să-i dau don't copy, că vreau să-l pun ca telefon nou. Checking info, practic caută ok. Și acum să pun acel cont de Google pe care noi îl folosim pentru telefoanele de test. Are aceeași parolă, 01234, până la 64, scuze. Dacă vreți să ne hackeriți, încercați cu parola asta. Gata, aici repede am bătut. M-am conectat, getting account info, în momentul ăsta, în ce să nu scap niște chestii chiar private ca să nu ne creșească cineva telefonul în direct. Google Services, use location, do not send usage in diagnostic, accept. Just a sec. Mă întreabă care vreau să fie motorul de căutare și asta e o chestie interesantă pentru că eu am început pe telefoanele de review în ultima vreme, Sebifez, DuckDuckGo care nu apare aici. What? Privacy Wall, Infocom. O să pun Google, dar nu voi uita să pun DuckDuckGo mai târziu. Continue setup. Ok, și aici pot să dau leave and get reminder ca să trec direct în telefon. Review additional apps, Google One, Google Podcast, Google News, ok, n-am de ales. Getting your phone ready, OnePlus co-creation, pot să intru și în asta, dar nu acum. Screen lock, îmi cere screen lock de la început și asta este o chestie nouă. E primul telefon care vine la review și care cere screen lock din prima după iPhone. Ia să-i pun un cod dificil. Nu, să dau skip pin setup. Ok. Și acum să aleg fontul. Îmi place mai mult ăsta. Îmi place ăsta. Roboto sau OnePlus Sans? Care vă place? Ia spuneți. Roboto sau OnePlus Sans? Vreți? De ce se vede la calitate de 480p? Vezi de la tine. Noi dăm în 1080p. Deci, Roboto sau OnePlus Sans? Zi, alege. Eu? Da. Roboto. Bine. Hai, fie Roboto. Și mi-a place robot. Bine, merge. Ok, dacă vrem cu gesturi sau cu butoane, o să mergem pe gesturi astăzi. Iată, astea sunt gesturile, îi dăm înainte, începere. Aoleu, trebuie să trec prin, ok. Bravo. Ok, pagina, ok. Gesturi, bine, bravo. Recente, bravo. Să trec prin gesturi. Sunt tutorialele de gesturi ca pe Huawei, când dacă le accesezi prima oară așa face. Începere. Hai, în sfârșit. Dă-dă-dăm. Și în momentul acesta avem device-ul pornit și arată absolut superb. Ce vedeți aici este un ecran fluid AMOLED de 120 de Hz. Comutarea spectrului începe. Puteți alege să afișați aplicațiile în ecranul de pornire. Ok, permiteți. Ecran de pornire și sertar. Bine, fie. Salvare. Așa arată ecranul principal și ca să mă conving eu că toate zvonurile sunt adevărate, am să mă duc la setări, hai cu mine la setări, afișaj, avansat, rată de împrospătare. Vine direct din fabrică cu 120 de Hz, ca să zic așa, și la 60 de Hz va ține și mai mult bateria. Dar cu o încărcare atât de rapidă și cu un ecran de doar Full HD+, pentru că ecranul pe care îl vedeți aici nu este atât de dens ca pe un OnePlus 8 Pro. Avem o rezoluție de 1080x2004, deja e clasic, și unele de 6.55. Practic, toate telefoanele noi care au venit pe masa asta de review anul acesta, care au vrut să țină bateria, nu au promis mai mult de Full HD+, dacă au un ecran cu rezoluție înaltă. Doar un OnePlus 8 Pro are ambiția asta de a oferi rezoluție WQHD cu 120 de Hz în același timp. Da? Și atunci, de aceea avem un Full HD+, adică, practic, 2400 este sensibil peste un Full HD, dar este un telefon îngust și înalt, însă vine din start pe 120 de Hz, pentru că OnePlus 8, practic OnePlus în general, la asta performează cel mai bine. Senzația asta de fluiditate care rămâne multă vreme. Și de ce? Pentru că nu știu că v-ați prins, dar telefonul din mâna mea vine cu OxygenOS 11, bazat pe Android 11. Ia să vedem, a venit direct din fabrica așa, să ne convingem, pentru că cel puțin din specificațiile pe care eu le-am găsit, așa zice. Despre telefon, versiunea Android.
11. Este primul cu 11 pe masă? La tine, da. La mine, da. Ai mai făcut tu vreo, nu? Care? Pixelul pe pixelul nu e la noi. Ah, pixel 4XL. Dar în afară de pixeluri, noi nu avem niciun alt Android care să fi venit la review deja cu Android 11. Avem așadar primul device cu Android 11 cu OxygenOS 11, adică skin-ul celor de la OnePlus peste acest telefon. Și este super fluid, da? Deci este în momentul ăsta arată foarte, foarte bine. Toată experiența este foarte faină și, din nou, gesturile tipice, tragi de sus în jos ca să vii în ecranul acesta, tragi de sus ca să vezi notificările, tragi de două ori ca să intri la widget-uri, widget-urile absolut familiare și cu un pic de curaj te duci aici la afișaj. Și luminozitate adaptivă, mod întunecat. Și în momentul ăsta vei fi foarte multă baterie pentru că ai un ecran cu tehnologia AMOLED, unde e negru, e stins, da? Și arată foarte fain așa. Prefer pentru live să-l las altfel, pe alb? Arată mai bine? Nu, e mai bine așa, nu? Și arată foarte bine. Ok. L-am pornit, ăsta este telefonul. Ca platformă tehnică, exact cum vă așteptați, este un Snapdragon 865 pe 7 nanometri plus, adică e un procesor eficient, dar este de ultimă generație și are modemul acela X55, practic este un telefon global 5G. A zis cineva 5G? Păi hai să dezactivăm Wi-Fi-ul și îmi apare 4G plus numai. Oare să treacă în 5G? Pentru că nu am văzut încă un OnePlus care să afișeze încă 5G în România. Probabil că mai trebuie făcut niște chestii pe la operatori. Wi-Fi și rețea. SIM și rețea. Mi-apare doar 4G aici. Deci modelul care am la mine este doar o versiune 4G, dar teoretic suportă și 5G. Însă o chestie care iarăși îmi place pe OnePlus-uri este că poți să faci această accelerare rețea cu canal dual. Dacă ai un abonament cu foarte mult trafic și nu-ți pasă, poți să folosești accelerare descărcare prin canal dual și poți folosi Wi-Fi-ul și 4G Plus-ul simultan pentru a descărca lucruri. Și o să-ți apare din când în când aici sus o iconiță care spune că trage pe amândouă, mai ales pentru update-uri, e-mail-uri sau chestii foarte rapide, în background, așa, fără să le observi. E o chestie pe care au vorbit, pe exemplu, și cei de la Apple în evenimentul de aseară, în care povesteau că vor folosi 5G-ul și vor agrega conexiunile astfel încât să tragă atunci când e nevoie de mult pe o conexiune cea mai rapidă. O combinație așadar între 4G plus în cazul ăsta și cu Wi-Fi mi se pare foarte utilă cu acest canal dual. Mi-am propus însă ca în această seară să nu fac un review complet. Cam așa arată la prima vedere telefonul. O să trec foarte rapid însă și prin specificațiile de cameră, pentru că aici avem așa un setup cu, vă spuneam, 48 de megapixeli, cu 16, cu 5 și cu 2. 2-ul este de depth, de adâncime, 5-ul este de macro. Una dintre cele mai mari camere de macro pe care le-am avut în ultima vreme, pentru că cei mai mulți producători pun de 2 megapixeli. Aplicația de cameră este aplicația, cred că e Google Camera, nu? Așa arată. Cam așa arată. Și tu nu vei vedea patru camere aici, vei vedea ultra-wide-ul, care, apropo, ei spun că la 123 de grade este cel mai ultra-wide dintre toate. Uite și tu cât de mult se vede din fundal de aici. Ba nu, uite. Uite-te la mine cât de wide mă văd aici. Uite, cam așa mă văd pe ultra-wide, cu mâna întinsă, da? Deci, zici că am o mână absolut uriașă și cred că este similară cu experiența pe care ai pe un GoPro în momentul ăsta. Deși nu se vorbește de specificații de rezistență la apă și praf, eu cred că va suporta niște splash-uri și poți să-l iei și la așa ceva. Așadar, așa arată pe ultra-wide, apoi pe wide, care este camera principală și care are cei mai mulți pixeli, cea de 48 de megapixeli, de cam așa se mă văd eu la distanța asta, cu mâna întinsă, și apoi ar trebui să am și un pic de tele, nu? Ba nu. Ba da, am și un pic de tele, am și 2X. Și cam așa se vede pe 2X. Așa mă văd eu pe 2X. Aici în spate mai am însă 2 sensori, mai am flash-ul și mai am încă o cameră de macro, vă spuneam. Dar mai am inclusiv flash. Am două LED flash-uri aici, oare? Foarte interesant. Deci am flash dual tone, astfel încât să obțină o expunere, o culoare mai bună. Uite, vezi, asta e mai puțin spre galben și asta este puțin mai pe rece. Pentru a obține modul macro, nu trebuie decât să deschizi camera și să te apropii de un obiect, iar
Aici, spre exemplu, opțiunea cu floricica asta, super macro. Când apeși pe ea, așa intri în modul macro. Ca să-l activezi, floricica este tăiată, apeși pe ea și acum face poze de aproape. Și cu HDR, dar și cu super macro, în 5 megapixeli, asta înseamnă că lichenii mei, lichelele astea de licheni de aici, să avem un pic de adâncime. Da. A? Cam așa arată în 5 megapixeli. Ceva mai multă adâncime, dar eu cred că pentru partea de cameră ne putem baza mai degrabă pe skill-urile lui Andrei Brătucu, care abia așteaptă să testeze. Mai avem moduri, ce mai avem? Mișcare lentă, panoramă, filmare lentă. Trec rapid prin moduri. Filmare lentă, panoramă, mișcare lentă, video. Apropo, avem 4K pe camera de spate. Ia să vedem dacă merge pe toate. Sunt curios dacă îmi dă modul la rezoluție video. 1080 30fps, 4K cine 60fps și dacă mă duc aici, am o singură, doar camera principală suportă 4K 60fps. Pe camera frontală însă am doar Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. Mi-apare 4K 60 totuși, dar sunt curios dacă mă filmează așa. Ia să vedem. Pe Nord era 4K 60, dar din specificațiile pe care le-am văzut eu. Deci, am tras un clip video acum cu camera frontală. Nu este foarte wide pe video. Să țin mâna atât de întinsă ca să încap de la piept. Sunt curios ce rezoluție am obținut. Sper că informațiile pe care le-am găsit din restul de specificații să nu se confirme, pentru că mi-ar plăcea să văd aici la detalii, da, este doar Full HD. Deci camera frontală este doar un Full HD. Mai multe detalii în review-ul nostru detaliat. Deci camera frontală 1080 la 30 de frame-uri pe secundă, dar mare atenție, OnePlus Nord pe care l-am testat recent aici avea 4K pe camera frontală, ceea ce mi se pare iarăși foarte tare. În continuare, Nordul este un device foarte tare, doar că este foarte greu de găsit. Ce ar mai fi interesant de spus? Am vorbit despre platforma tehnică, am vorbit despre camere, cam astea ar fi. Am vorbit și despre partea de încărcare, să mai vorbim despre preț. La momentul la care îl vedem noi, de fapt nu cred că ar să fie apărut deja între timp și pe site-ul OnePlus. Ia să vedem, la o postatoare, OnePlus.com, 8, ia uite-l. Hai să ne jucăm un pic aici și o să share-uiesc eu ecranul, share screen, Chrome tab, share. Așa. Se vede, nu? Se vede. Așa. Așa arată site-ul OnePlus și dacă vrem să aflăm mai multe despre el, ne ducem pe site-ul lui 8T. Au și site în limba română, ceea ce mă bucură. Încărcare ultra rapidă și de la 618 euro. Astea sunt informațiile. Ecran, încărcare, am zis, procesor, cameră foto quadruplă, am zis și asta. Culorile, uite, aquamarinul la green, care nu e la noi, și lunar silver. 120 de Hz am zis, nu ne-a scăpat nimic important, nu? Culori frumoase, HDR 10+, ok. Ia să ne-a scăpat ceva la specificații. Dimensiunile le-am zis, parametri, features, performanță, cameră. Cam asta e, un telefon cinstit cu toate benzile. Uite, LTE, de nu... uite, are și 5G. NSA și SA. Deci am zis bine că știu că are 5G, doar că e de văzut când se va activa și pentru România. Pentru că nu am văzut încă un OnePlus, mă spuneam, care să meargă pe 5G-ul de la noi. GPS, senzor de amprentă, flicker detect sensor. Wow! Deci poate să-și dea seama dacă face flicker. USB 3.1, stereo speaker. Să zicem și cum se aude. O să punem un pic de audio. Și pe Bluetooth am văzut că are 5.0 și suportă inclusiv LDAC și toate formatele astea mai avansate. Ce este în cutie și cam asta. Și dacă vrei să-l cumperi, buy now, limited offer, chance to win a free case, lunar silver și uite, este disponibilă versiunea de 8 GB de RAM cu 128 de GB de stocare la 618 și dacă vrei versiunea de 12 GB de RAM cu 256 de GB de stocare nu este încă disponibilă. Cadou este acest bumper case Sandstone Black. Nice.
Cum? Uite, fii atent. Pe Aquamarine Green, dacă îl iei, există versiune. Deci, fii atent, dacă vrei 12 GB de RAM doar pe Aquamarine Green și poți să adaugi OnePlus Bullets Wireless Z și așa mai departe și mi se pare foarte interesant că poți să-ți iei asigurare de la Allianz pentru telefon direct de pe site-ul OnePlus. Apropo, dacă chiar îți cumpărați telefoane OnePlus, cred că am un cod de afiliere și o să-l punem în descrierea acestui live. Când faceți o cumpărătură de la OnePlus, ar putea să primesc un mic comision care nu vă afectează vouă prețul. Sper că nu vă deranjează lucrul ăsta. Dacă mă uit așadar, OnePlus, ăsta este OnePlus 8T, uite-l pe Nord și uite-l pe Pro. Ce vă spuneam? 8 Pro rămâne în continuare King of the Hill, pentru că la 900 de euro are specificații superioare. Pe lângă un ecran fluid 120 de Hz și 5G 865, are warp charge un pic mai lent, cameră de 48 de megapixeli, dar rezoluția ecranului mai mare. QHD+. Asta este marea diferență și asta trebuie să justifice prețul. Ecranul este una dintre piesele cele mai scumpe a unui telefon și OnePlus, în momentul ăsta, din ce am mai văzut, este unul dintre puținii producători care promite 120 de Hz la rezoluție QHD+. Da? Vizualizare mai lină, toate lucrurile astea. În rest, nu mai văd chestii foarte diferite. Uite, inclusiv partea de viteză de RAM și de stocare, foarte similară. Aici ai telefoane care pleacă de la 256, dar și acces la 512 GB de RAM. Mai are și modul Fnatic pentru jocuri. Dar modurile de jocuri, până la urmă, poți să pui telefonul pe Do Not Disturb, îl tregi în performance și cam asta este. Cam atât. Hai să luăm întrebări. Aș vrea să aud de la voi acum ce ați vrea să aflați despre OnePlus 8T la primul contact, da? 8 Pro are wireless charging, ecran curbat, camere mult mai bune. Așa este, Tudor Grămadă. Acesta nu vine cu încărcare wireless. Baterie de 4500 mAh, vă spuneam, fast charging de 65W, dar nu are încărcare wireless care există pe 8 Pro. Și 100% în 38 de minute, vă spuneam. Poate mai nu oferte și căștile lor, corect. Un preț cinstit, într-adevăr, la 619 este un preț cinstit pentru specificațiile astea și dacă compar cu ce ai văzut aseară, evident, OnePlus rămâne în continuare un budget warrior, adică este un telefon care se poziționează foarte bine peste Nord, sub 8 Pro, peste specificațiile de iPhone pe care îl bate la viteza ecranului, dar evident nu are același sistem de operare, așa că nu le voi compara acolo. Diferențe semnificative între el și 8 Pro, le-am spus, la cameră georgica monocromă. Corect, ai dreptate. Îți mulțumesc că mi-ai atras atenția, era să scap din vedere camera monocromă. Trebuie să-i mulțumesc, ia să vedem unde, Tudor Grămadă. Da, Tudor, ai dreptate. Hai să-ți arăt, să vă arăt camera. Cel mai probabil voi accesa de aici, din meniul de filtre, dacă nu greșesc, al 8 Pro. Sunt la prima utilizare și atunci sper că nu greșesc. Și iată, aici sunt în monocromatic. Hai să-mi fac un selfie, bine, vorba vine, un selfie, o poză monocromatică. Și ia să vedem ce am obținut. Cât de dramatică este. Cred că am să o pun pe Insta. Arată foarte fain. Arată foarte fain. Detaliile sunt foarte bune. Senzorii monocromatici pot obține detalii mai bune și este o tehnologie pe care Huawei a folosit-o pentru prima dată, din câte țin eu minte, pe un Mate 10 sau 20, încercând să facă pozele mai clare. Pe monocromatic întotdeauna totul arată foarte bine. Să vedem ce rezoluție are însă fotografia la detalii. 3,63 MB, 3000 pe 4000, 12 megapixeli. Nu e rău deloc. Da. Tudor Grămadă, mulțumesc foarte mult pentru atenționare, ai avut dreptate, mai avem, așadar, pentru că este quad camera, nu avem doar camera de macro, wide și ultra wide, avem și acest monocromatic. Hai să dăm comentarii în plus de la membrii noștri. Da, și pe noi. Trebuie să ne cerem scuze pentru asemărâul acela nedorit aseară, pentru că ne era foame. Și membrii noștri au înțeles lucrul ăsta. Cred că de aceea am pierdut acea mie de oameni, de care s-au întors în cele în urmă după ce am terminat de mâncat. Deci, da, Andrei, îți mulțumim pentru susținere și pentru răbdare. OxygenOS 11 cu Android 11 direct din cutie? Da. Nu trebuie să-și fac update, al meu a venit așa direct din cutie, așa este anunțat și cei de la OnePlus. Uite, exact ce zice Narcis și ce vă spuneam și mai devreme, 65W încărcare am la laptop. Da.
Și nu știu exact, dar o să vedem dacă pot să trag 65 de W pe laptop, dar îi spun că cel puțin 45 o să poți da pe orice alt device. 65 este pentru warp charge. OnePlus 8 are Gorilla Glass 5 sau 3 sau 4, unde scrie versiunea? Bună întrebare! A să mă uit eu în review guide. Dacă e atât de important pentru tine, scot catastiful. Va trebui să-l desigilez acum. Și să vedem ce ne zice. Încă e bun al meu OnePlus 7 Pro, zice Elvis Motoi, total de acord. Așa este, inclusiv 6T-ul este un telefon foarte bun, este chiar la ofertă pe Prime Day, dacă stai prin Marea Britanie, dacă ne urmărești de acolo. Da, așa, ia să văd ce zice aici. Am un sticker, ok. This is, ok, ok, ok. Warp charge, ok, specifications, display. Așa, 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 chip on a panel, deci poate să ducă luminozitatea până la 1101 niți. Este un display Flowscape 2.5D, professionally tuned, ok, dar DCI-P3 color gamut, dar nu spune de ce fel de sticlă. Exceptional color accuracy, este de avem specificațiile toate la final. Multimedia, monocrom. Uite, fii atent că la monocrom lens zice 2 megapixeli. N-am calculat eu bine? Mi-aș mai da 3000 pe 4000 de pixeli. 3 ori 4, 12. După calculele mele, 12 milioane de pixeli acolo. Autofocus, multimedia, bands, camera, display. Corning Gorilla Glass. Nu se specifică de care Corning Gorilla Glass. Cred că pe spate s-a pus 5 ca să fie curbată, pentru că din ce ține minte, doar 5 și 6 le suporta curburi atât de mari, iar pe față ar putea să fie 3. Tocmai de aceea nu cred că au specificat. Da? Deci, suportă Super RGB pe 3, 120 de Hz și în rest cam asta. Nu cred că am greșit nimic de aici. Mai întrebați-mă. Cea telefoto... E crop pe senzorul principal? Nu cred. Ba da, este crop pe senzorul principal, de aceea este senzorul mai mare. Ai perfectă dreptate, Tudor Grămadă. Așa este. Așadar, Tiberiu, ți-am răspuns și ție, vine cu oxigenul S11, adică Android 11 direct din cutie. Dragoș Cojocaru, nu am găsit certificare IP68, nu se specifică, dar din experiența noastră, pentru a eficientiza costurile, ei fac telefoanele rezistente la umiditate și praf, dar... Nu introduc această specificație decât pe telefoanele high-end, pentru că pe cele mai de buget încearcă să economisească acolo, acea certificare costă și ea. Deci, în cazul acesta, nu. Nu avem nicăieri, nu se specifică o astfel de rezistență. Dar, spre exemplu, au făcut chestia asta la OnePlus 8 Pro sau la 7 Pro. La 7 Pro prima oară, când l-au scăpat în găleata cu apă, dar nu au spus specificația. Denis Ghemă, George, OnePlus 8 va veni și în varianta Red, încă mi-amintesc de al tău 5T, ce bine arăta, mai avem telefoane cu butoane din China sau telefoane ieftine, vai ce am râs când aruncai cu telefonul. Ar fi fain să vină și pe roșu. Ultimul telefon roșu a fost acel, într-adevăr, 6T, pe aluminiu, care nu era din sticlă. Și stăteam și mă uitam, când am dat drumul la telefonul ăla din dronă, cred că ar mai merge să mai scăpăm ceva de la înălțim de undeva, da? De preferință să nu fie în capul unor oameni. Pentru că atunci am avut niște emoții mari, a luat vântul telefonul și a dus 50 de metri. Noi ne-am dus la 200 de metri, s-a dus 50 de metri așa, doar de la vânt. Deci este complicat cu da drumul la chestii din drone de sus, oricât am vrea noi. Și oricum, în cele din urmă, în viața reală nu se scape nimeni telefonul din buzunar din avion. Dar da. Andrei Cabrel Codreanu, OnePlus Nord și OnePlus 8 sunt de luat în considerare pentru viitor update. Dețin un P20 Lite, încă mișcă, dar mă potolesc până trece pandemia. Ai văzut? Ăsta este... sistemul de gândire pe care îl apreciem aici. Oameni care sunt chipzuiți cu banii lor. Dacă telefonul e bun și merge, nu faci upgrade. Sau cum zice Andrei Gabriel Codreanu, până pocnește. Adică tot el și-a răspuns singur. Da. Mai bun decât iPhone-urile de ieri? Asta este o întrebare bună. Cu ce s-ar putea compara? Cristi Roșca, cu ce am putea să-l comparăm? Păi cu frățiorii lui de la Oppo, Reno 3.
fapt nici măcar nu, cu Find X2 trebuie să-l compar, pentru că este 165. Cu Find X2, care e mai ieftin decât Find X2, Find X2 se comportă ca un flagship, pentru că are și rezoluție mai mare, știe și 5G din cutie, are niște chestii în plus. Dar toate sunt foarte frumos lucrate. Ăsta este un telefon foarte, foarte bine lucrat. Nu e la fel de tăios și de ascuțit, nu este la fel de slick cum este un Find X2. Dar este un telefon foarte bine executat. Uite și difuzorul foarte frumos pus aici, culorile astea foarte reușite, camerele poziționate corect acolo unde sunt. Auzi, dar eu chiar trebuie să-l pun în acest bumper case. Asta voi face. Oare să fie asta una dintre cele mai frumoase huse ever? Nu este extraordinară. Îl faci să pară un pic mai gros, acoperă complet camera bump-ul, este în două straturi. De-aia am încercat să fac acest efect tridimensional și este un pic mai groasă decât ar trebui. Avantajul este însă că acoperă bine colțurile și dacă o să-ți cadă, știți că din experiența mea vă pot spune, telefoanele când cad, nu cad niciodată așa. Cad aici și aici și aici. Da? Salutăm și pe Claudiu, care a devenit membru. Îi mulțumim pentru donație lui Andreas VRC. Mulțumim pentru donația ta. Le mulțumim tuturor celor care aleg să folosească și Super Chat-ul. Ultimele comentarii, ultimele întrebări și o să ne luăm la revedere pe seara asta. Cum e sunetul? Bine că ai întrebat. Dacă tot ai întrebat, hai să facem ce ți-ai dorit. Artlist.io. Ca să nu avem probleme cu YouTube-ul. Este un stereo realizat prin difuzorul de aici, cel de sus. Și este clar. Sunetul este clar. O să fie foarte bun să te uiți pe el la Netflix sau pe YouTube. Și vibrează toată carcasa atunci când bagă bas. Ce mișto e senzația. Amplifică senzația de bas prin faptul că vibrează telefonul de la bas. Atât de puternic este sunetul. Și nici nu l-am dat maxim încă. Se aude bine. Pe la 60-50-60% deja se aude și mai clar. Cred că pe la 40% maxim o să-l folosești atunci când o să te uiți la video și este bine optimizat și pentru a te uita la content de pe streaming. Foarte bun. Uite că a apărut un Game Space pe Android 11. Need to review that. Experiența mai bună de joc, gestionarea ușoară a pictogramelor de joc. Deci, practic, nu mai avem acel game launcher, acel mod fanatic, cum este pe 8 Pro. Acum avem acest game space, în care vom putea adăuga jocuri, statistici și alte chestii, dar direct din Android. Inclusiv instant games. Se leagă de Google Play Pass, nu? Jocuri instant, fără descărcare. Și dacă apăs pe ele, I agree to play for free and allow my personal data to be accessed via the SDK. Jocuri gratis jocuri gratis, instant. Digit, basketball, falling. Deci există un fel de Tetris aici. Happy Glass este instant. Deci practic sunt jocuri ala miniclip, așa, nu? Cut It Down, Jungle Speed, ce zici? Probabil că un pic mai bune, da. Jocuri instant, fără descărcare. Hai să încercăm. Primul joc pe care îl joc fără să îl descarc. Evident, prima reclamă. You can skip this ad in 2, 3,
Skip ad. Cooking Fest. Aoleu, mai am încă o reclamă? Mamă, deci Google a băgat chestiile astea cu reclamele direct? Nu cred. Nu. Deci ai plătit ceva? Nu, n-am plătit nimic. Da, dar eu am vrut să mă joc. Da, e un telefon performant cu 5G. Cum o să am bani? Un telefon performant, da, da. Start. Falling Cubes. Asta este o reclamă aici. Și se tot schimbă. Cineva să-l oprească. Cineva să mă oprească. Am jucat un instant game, să se noteze. Acesta este 2020, anul în care a venit pandemia și jocurile instant pe Android 11. Și cam atât, da? Îi mulțumim și lui Istvan Attila Sas, care ne-a trimis un super sticker. Căsionem Sipen, Istvan. Nu? Am zis bine, am zis corect? Căsionem Sipen. Unboxing la butonul de 1 milion. Așteptăm, da. Nu din dronă, dar nu știe să pornești sonor și aruncat după Marian să încerci el. Oare cât va ține bateria pe termen lung? Bună întrebare. O să vedem. O încărcare foarte rapidă. Poate spune că este cel mai bun telefon din piață? Nu, nu se poate spune. Încă puțin până la butonul de aur mulțumesc. Deci este încă game mode fanatic? Nu, nu este în game mode fanatic. Este un mod din ăsta de jocuri. Și cu asta gata. Ne oprim aici. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine pentru acest unboxing, surpriză, de telefon lansat acum. Practic, nici nu s-a terminat bine evenimentul OnePlus și am reușit să vă aducem un telefon nou-nouț, acest OnePlus 8T, pe care l-am desfăcut sub ochii voștri și v-am și răspuns la întrebări. Sper că v-a plăcut, sper că este ceea ce vă doriți și dacă vă doriți și altceva, nu uitați să-mi spuneți mai, în comentarii. Dar cu aceeași rugăminte ca de obicei, fiți civilizați unii cu alții, că pentru mine oricum nu contează dacă înjurați că pot să dau delete. Mi se pare mai civilizat așa și mai cinstit pentru toată lumea. Și cam atât pentru astăzi. Urmărește-mă și pe Insta și nu uita să ții pasul cu noi pentru că se întâmplă lucruri interesante în perioada următoare. Da, v-ați prins, se apropie milionul de abonați, dar vine și Black Friday și am mai multe surprize pentru voi despre care vom mai vorbi în alte întâlniri aici pe YouTube. Numai bine, seară faină. Stai că era să uit. Nu. Nu plecați, mai stați un pic. Unde sunt bannerele alea? Unde sunt bannerele? Radu, unde sunt bannerele? Unde sunt? Banners. Nu uitați de prietenii noștri, de la World Vision. Trimiteți un SMS cu textul Speranța la 8864, un SMS valorează 4 euro, 30 de SMS-uri înseamnă un device pentru un copil care nu are acces la educație, care are nevoie de un device pentru că se află în scenariul roșu și nu poate să meargă la școală și nu are pe ce să învețe. Nu neapărat pe ce să se joace, nu are pe ce să se învețe. Nu există niciun telefon, niciun laptop, nicio tabletă în acea gospodărie și World Vision va aduce un astfel de device donat de voi și de noi la acești copii care au nevoie de ajutor acum urgent. Pentru că școala nu se oprește, viața nu se oprește și nu putem să le lăsăm nici pe ei în urmă. Gata, v-am spus și de asta. Acum chiar îmi iau la revedere. Seară bună tuturor. Le mulțumesc și colegilor mei pe care îi vedeți aici mai jos. Puteți să le dați follow dacă vreți. Și ne vedem data viitoare. Numai bine. Avem acum review, nu? Fitbit Sense? He never ends. Eu sunt ala care nu termin niciodată. Dar urmează, în scurt timp veți vedea și un review la cel mai avansat Fitbit de până acum. În câteva momente? Îl publici acum? Hai, dă-i publish. Deci după ce ieșiți de pe live-ul ăsta, puteți să mergeți să vedeți review-ul cu Fitbit Sense, cel mai avansat Fitbit făcut vreodată, telefonul care mi-a luat temperatura și mi-a făcut și EKG cu el. Este foarte fain. Telefon, am zis ceas. Eu sunt obosit. De azi noapte n-am mai dormit bine. A fost o noapte grea aseară, cred că știți. Acum chiar l-opresc. Numai bine.